Anul acesta, postul Paștelui începe pe 23 februarie. Postul Paștelui a fost instituit în cinstea patimilor și învierii Mântuitorului Iisus Hristos și nu reprezintă doar abținere de la anumite alimente, ci înseamnă și îndreptare sufletească prin spovedanie și fapte bune. În primul rând, acest post se află situat înaintea celei mai mari sărbători creștine, a învierii Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea noi creștinii ne pregătim în această perioadă pentru întâmpinarea celei mai mari sărbători a noastră. De aceea postim timp de 40 de zile în amintirea postului ținut și de către Moise înainte de a primi legea, așa cum Moise înainte de a primi legea Vechiului Testament a postit 40 de zile, 40 de nopți, la fel și noi credincioșii, înainte de a primi binecuvântarea celui mai mare praznic al nostru, postim. Iarăși această perioadă este cuprinsă între Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, duminică pe care am sărbat-o ieri, și Învierea lui Hristos. Practic, în sens simbolic, toată această perioadă cuprinde istoria umanității de la izgonirea lui Adam din Rai până la Învierea lui Hristos. Chiar dacă, practic, postul Sfinților Paști durează 7 săptămâni, el este socotit de 40 de zile, adică 6 săptămâni, cele de la începutul postului, întrucât ultima săptămână, cea a patimilor, împreună cu Sâmbăta lui Lazar și cu Duminica Floriilor, sunt considerate zile de praznice aparte. În perioada postului și în biserici au loc anumite schimbări în ceea ce privește ritmul oficierilor slujbelor, dar și a culorilor veșmintelor liturgice. Începând de astăzi, se schimbă și ritmul slujbelor din bisericile noastre. Astăzi și mâine sunt zile liturgice, în care nu se săvârșește Sfânta Liturghie, ci o seamă de alte slujbe, tocmai pentru a marca intrarea în Sfântul și Marele Post. În primele 4 zile ale acestui post se săvârșesc în bisericile noastre, seara, canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul, un canon de o importanță și frumusețe deosebită, în care oamenii își aduc aminte de păcatele lor, în care își fac o cercetare a cugetului, în vederea spovedaniei și cu binecuvântarea lui Dumnezeu a primirii Sfintei Împărtășanii. Postul Paștelui este considerat cel mai greu post din tot anul, deoarece durează 7 săptămâni și are doar 2 dezlegări la pește. În cele 7 săptămâni ale postului mare se oficiază toate cele 3 liturghii ale Bisericii Ortodoxe, cea a Sfântului Ioan Gură de Aur, cea a Sfântului Vasile cel Mare și liturghia darurilor înainte sfințite.